Domnul procuror, aproape ultima întrebare, probabil ultima întrebare. Poate ați aflat. A fost beție colectivă între toate organele interne din stat? Sau n-a fost beția aia colectivă? Pentru că deja știm că CNA-ul n-a fost, judecătorii n-au fost, procurorii n-au fost. Eu nu zic că este un păcat biblic. La noi toți sunt cu mătri unul cu altul. Dar scandalul a fost. Dacă a fost comună, asta e tragic. Eu am lucrat 35 de ani, eu niciodată, dar niciodată, nu mi-am permis să fac cum trebuie de este așa. Da, cu colectivul meu am sărbătorit și anul nou, și zile de naștere, și alte evenimente cu colectivul. Am făcut foarte și pompos, și mai puțin pompos. Așa. Dar cu colectivul. Și eu mă stăruiem să nu cinstesc, să urmăresc, să nu cumva cineva să facă, să fiecare să ducă acasă ca lume, curățel. În cazul dat, o fost. Ce a fost, eu nu știu, dar a fost. Fiindcă și asta iar se leagă ca și cu consecințele ca așa fel de dosare, fiindcă lor li s-a putut. Iată beție și ei li s-au iertat. Asta e Doamne ferește. Nu, eu n-am vrut că pe dânsul se arestez, dar trebuie să fii puși la punct. Trebuie să le spui că stați o leacă, nu se poate așa. Poate pur și simplu să-i mustreze cumva sau cum, dar poate pe cineva să dea afară. Chestia între aceea că dacă spune nu chiar așa, nisocot de proști de astea, au venit spețnaz, au venit forțe speciale. Au venit acolo, ați văzut, din filmul ăsta, ați văzut, că erau mulți au venit. Și acolo un paznic spune că nu spate. Dar ieșea el cu ușa în spate și încolo încoace. Desigur că acolo erau persoane foarte influente și au tradus tratative cu alte persoane nu mai puțin influente. Dar, domnul Iacov, nu întâmplător am spus că această comisie pre-vetting vor evalua oamenii prin prisma integrării lui legat de codul dietic și conduite profesională. Fiindcă sunt camere video care au registrări. Cine a intrat și cine a ieșit. Și dacă acolo au participat procurori cu judecători, conform codului dietic și conduite profesională, al cărei unul de autori sunt și eu, al judecătorilor, este în imposibilitate că la astfel de manifestații să fie judecătorii și procurorii intră în contradicție cu acest cod. Și dacă este așa, atunci e pasibil că o parte din ei să fie identificat și că trebuie să răspundă disciplinar. Asta e. Auzi, nu, las teoriile. Noi vorbim, el m-a întrebat concret și eu îi răspund. Nu, dar și răspund că acolo a fost. Eu vorbesc ca profesor de acum, cum trebuie să fie aplicat. Oameni, nu trebuie profesor. Când vin doi juriști așa de buni, trebuie să stăm două zile la emisiune, dar nu putem. Trebuie să plecăm pe acasă. Acolo, cum spune cealaltă, ceva a fost. Eu precis nu știu că n-am fost acolo. Dar ceva deci nu pot vorbi așa cu ceva a fost. A fost o chestie foarte urâtă, dar a fost ascuns și mai urât. Și mai urât. Înțelegeți, treaba asta mai devreme sau mai târziu tot una se iasă despre. Că când sunt doi, ea că a fost Stoinoglu cu Recean, și vedeți că toți s-au aflat. A apărut și jurnalistul acolo. Da, a apărut și jurnalistul. Prea treilea. Dar acolo a fost o mulțime de lume. Sunt poze, sunt filmări, sunt acolo. Da, eu speriat. Da, le-a spus, uite, încolo încoașe. Da, încolo încoașe. Da, cineva cu cineva să sfădească, cineva cu cineva să cumpere, cineva să vrei să facă un ban, cineva pur și simplu să vrei să manifeste. Am ușa să începe campanie electorală și cineva strânge. Adică posibilități sunt 101. Și dacă oamenii și care au pus capacul la întrebarea asta cred că e așa și să murez acolo și să fie, eu ca profesionist socot că ei se greșesc. Mai bine spun eu acum și într-un fel pedepsea pe 1-2, luau niște măsuri așa. Desigur că era bine de luat măsuri cardinale, dar dacă așa... Domnul Gonta, știți pentru ce au avut impeachment? Dar când a să buhnească taman, atunci când viața e mai scumpă,
Și atunci poate să plesnească și să rupă și... De acord. Știți din ce cauză au avut impeachment înaintat președintele SUA Bill Clinton? Nu pentru faptul că a avut relații cu Monica Lewinsky, dar pentru faptul că a depus mărturii mincinoase în fața Congresului. În așa circunstanță, dacă conducătorii la CNA, instanțe de judecată, procuratură, au mințit în fața poporului, ei trebuie să-și dea demisia. Dacă se demonstrează ulterior că la această manifestație au fost și procurori, și judecători, și membri CNA.